ziua! Suntem de la Editocnița și oferim serviciul Flori pentru Tine. Stimate Domn, cunoaștem că astăzi sărbătorim ziua de naștere și cu acest prilej cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Primiți în dar aceste flori și o tortă pentru masa de sărbătoare. Mulțumim! Și vă întrebăm, cum credeți, cine sunt autorii acestei surprize? Cred că numai copiii pot fi care sunt psihotari. Unde sunt? Băietul cel mai mare cu noră sunt în Italia și fata cei mai mic tot în Italia. Și Diana cu Andrei sunt în Spania cu nepoțica noastră. Și numai ei cred că se fac cadou, mi-a trimis, am primit eu un cadou de la dâns. Dar nu m-am așteptat că să și așa ceva, să primesc, încă așa că soția m-a felicitat că e la sanatoriu. Mi-a trimis, m-a felicitat, a spus că mă iubește, că îi pare rău că nu este cu mine în ziua aceasta. Și vreau să le mulțumesc la copiii mei, la nepoți care mi-au făcut acest cadou. Sunt foarte bucuros că nu uită de noi. Au grijă și le mulțumesc pentru toată stima care au față de mine și îi iubesc pe toți și îi doresc mult sănătate și Dumnezeu să-i păzească la greu, să-i ajute atunci când sunt în greutăți. Să sperăm că toată nădejdea ne-o punem în Domnul și credem că Dumnezeu ne va scoate din toate greutățile, numai dacă vom crede. Mulțumim pentru felicitările. Ascultați și mesajul care este pentru dumneavoastră. De ziua ta, noi cei care îți datorăm viața și destinul, îți spunem un sincer la mulți ani, scumpul nostru tată, bunel și iubit soț. Să știi că chiar dacă suntem departe, noi cu gândul și sufletul îți suntem alături întotdeauna. Primește acest buchet al recunoștinței, mulțumirii și dragostei nemărginite ce ți-o purtăm, dragă tată. Fie ca orice bucurie a noastră să-ți încălzească ochii, fericirea să-ți lumineze calea, sănătatea să nu te părăsească niciodată și să trăiești încă multe decenii. Îți urăm o zi de naștere plină de emoții plăcute și surprize. Să fii ocrotit de Dumnezeu, să ai multă grijă de tine și să rămâi mereu tinerețe fără bătrânețe. Te iubim nespus de mult. Semnează fiul Ghenadie, nora Natalia, nepoțelul Stefano, fica Diana, ginerele Andrei, nepotul Adrian, nepoțica Mireia, fica Olga, împreună cu Marian și mulți ani, cu multă sănătate, vă urează soția dumneavoastră. Sunt bucuros, cadou care mi l-a făcut. Și le mulțumesc pentru acela care mi l-a trimis. O leac mai înainte l-am primit, acum a venit rutieră, mi l-a trimis. Mulțumesc, dar la așa ceva nu m-am așteptat. Le mulțumesc din inimă, din suflet, pentru așa cadou. Domnul să-i binecuvânteze, să aibă de toate și bă fericit și ei, și le mulțumesc. Eu sărbătoresc chiar că eu nu singurie la casă, nu tare, așa e, nici nu m-am așteptat, dar ea ca cumnata Maria, unii cumnatul Gheorghe, că cumnata tot e al cumnatul Gheorghe, tot e la sanatorii amândouă s-a dus și nepotul și nepoțelul este ca Ana este și Ilincuța, tot verișoarele este. Cu ești împreună, au venit să mă felicite și le mulțumesc și lor și Domnul să-i binecuvânteze că nu au uitat de ziua aceasta însemnată. Le mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și la singur. Eu aș dori să vă spun să aveți mult sănătate, fericire și multă stimă din partea nepotului, copiilor și din partea soției. Eu vă doresc multă, multă sănătate, visele să împlinească, să aveți parte numai de bucurie, împliniri și la mulți ani. Și cum, Natalia, ești bun la suflet, ai fost bun.
mult m-ai ajutat. Domnul să-ți ai bimbat, Domnul să-ți lărăiască de tăte. Și sănătate și bunătate și ai care o ai. Și te ajutorul și ala care ne-l dă întotdeauna. Și să ai numai bucurii și mulți ani împreună cu soția străiești, până la dânci bătrâneți. Mulțumesc. Să vă susțineți unul cu altul, să vă iubiți, să vă stimați așa cum vă stimați până acum. Și sănătos cu puțin. Și dă-o bombile. Dragă Lena, îți mulțumesc. Tu m-ai felicitat cum s-a făcut dimineață. N-ai uitat nimeni. Ai spus că mă iubești. Te iubesc și eu și mult. Și doresc să fim și mai departe împreună. Să avem o viață cum am trăit până acum. Să fim fericiți și îți mulțumesc că mă iubești și îți doresc mult, mult, numai bine și să te întorci sănătoasă de acolo în teatru, ca tot tratamentul să fie spre folosul tău, să te aștept mult drag. Vorba aspre câteodată mai avea al nostru tată, dar măicuța-i făcea semne plâng la masă să ne chene. Dar măicuța-i făcea semne plâng la masă să ne chene. Tata-i stăpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi povața bătrânească din ograda părintească. Am să port în lume de la tata al meu nume. Neamul nostru să rămână cât pământ o să ne țină. Neamul nostru să rămână cât pământ o să ne țină. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi povața bătrânească din ograda părintească. Toată dragostea curată ți-o dau ție, dragă tată. Să-ți dea-n Domnul zile multe și nepoții să te asculte. Să-ți dea-n Domnul zile multe și nepoții să te asculte. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi povața bătrânească din ograda părintească. Mi-o dat nume, mi-o dat viață și lacrimi mi-o dat povață. Amintirea lui cea dragă am s-o port viața în